Scaunul electric. Adaptare radiofonică de Aurel Storin după piesa Condamnatul din Pickwick Town de André Paul Antoine. Bill? Hei, Bill? Bill! Ha? Ha? Ce? Ce s-a întâmplat? Ha? Ce? A sosit telegrama din Washington. Grațierea a fost respinsă. Ce spui? Și când e? În dimineața asta. Cum asta, șerifule, dar eu nu mă simt deloc pregătit. Atunci pregătește-te. Din clipă în clipă trebuie să sosească și ceilalți. Care ceilalți? Protocolul, judecătorul, doctorul, pastorul. I-a mai picat și un ziarist din Detroit. Vrea să facă și fotografii. Ascultă, șerifule, am o presimțire proastă. Dacă dăm greș. E serios, Bill? Scaunul electric e aproape nou. Trebuie să fii chiar foarte bucuros că ai prilejul să lucrezi cu un instrument atât de modern. Eu, ca meseriaș, prefer frânghia. Ca pe vremuri. N-am nicio încredere în mecanismele astea. Progresul, Bill. Progresul, progres. Da, dracule de progres. O frânghie bună e mult mai practică. Și pe deasupra se manipulează ușor, nu-ți dă emoții. Hai, nu mai face pe imbecilul și apucă-te de treabă. Ziaristul vrea să scrie și un articol despre prima execuție din orașul nostru. Îți dai seama? Ai un noroc teribil, Bill. Ah. O să-ți vezi numele în ziare ca o vedetă de la Hollywood. Eu, șerifule, știu că eu cu publicitate. Lasă, nu mai pot dogăni, că facem lumea să ne aștepte. Lumea, aș vrea să-i văd pe dumnealor în locul meu. Fiecare cu meseria lui, Bill. Doamne Dumnezeule, ce mi-a trebuit meseria asta? Ai fi bărbat, ce dracu. E vorba doar de un singur moment, ceva mai greu. Dar trece repede. Cu frânghia eram liniștit, nu mă durea cap. Ce să-ți fac? Dacă Consiliul Municipal a hotărât înființarea unei închisori moderne, dacă s-a cumpărat un scaun electric, trebuie să le folosim, nu? Să le folosim. Dar ce mă supără e tocmai că eu trebuie să fac safteaua. Păi nu ești tu călăul închisorii? Sunt sigur că sunt. Dar am și eu o inimă, un prestigiu profesional. Dacă dăm greș... Hai bine, încetează cu voicărele. Du-te și trezește condamnatul. Bine, bine, mă duc. După dumneavoastră, domnule judecător? Nu, eu sunt, ca să zic așa, gazda. Faceți, vă rog, cunoștință cu medicul și pastorul nostru. Domnilor, Mr. Morrison, gazetar, care va scrie despre execuția de azi. Încântat, Morrison. Dr. Baxter, pastorul Stewart. Încântat, Morrison. Man, să zic că acesta este localul de execuție. Da. Arată destul de bine pentru un oraș atât de mic. Am făcut și noi ce am putut, domnule. Iată și scaunul electric, un Smith & Smith, excelentă marcă. E penultimul model. Da, știu, avem și noi unul la Detroit. Dar văd că nu vă refuzați nimic. Felicitările mele. $2,700 nu treci de acolo, a? Îi plătim în rate. Știți, Mr. Morrison, până anul trecut nu aveam tribunal aici la Pickwick Town. Curtea cu juri era tocmai la 300 de kilometri. Acum vă imaginați, iarna, după ninsori, nu puteam escalada muntele și trebuia să facem un ocol imens. În cazul acesta, cum vă descurcați cu inculpați? Noi cei din vest suntem foarte expeditivi, Mr. Morrison. Dacă inculpatul e negru, îl spânzurăm fără complicații. Dacă e alb și nu constituie un caz foarte grav, îi ardem o bătaie bună, după care îl facem scăpat. Nu e desigur foarte moral. Nici foarte legal. Dar foarte normal. Dovadă, lucrurile merg destul de bine. Acum e drept, noul primar, un tip din New Jersey, are anumite idei personale. Da, a reușit într-un timp relativ scurt să înființeze un tribunal și o închisoare cu toate accesoriile moderne. Aveți clienți mulți?
În cazuri destul de rare. Știți, concetățenii noștri își aranjează între ei treburile mai dificile. Da, 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 da. Atunci, ce-i cu condamnatul de azi? Un străin, un fel de vagabond. A violat o femeie onorabilă într-o claie cu fânt. A omorât-o? Nu. Nu. E sănătoasă, tu. Și pentru atâtea lucruri l-ați condamnat la moarte? Bineînțeles. Viol cu circumstanțe agravante. Care circumstanțe? Agravante. În primul rând nu e de prin părțile noastre. Da, și pe urmă, exemplul lui este cât se poate de periculos pentru populația orașului. E de datoria noastră să ferim lumea de excese, nu? Știți, toți băieții erau porniți contra lui. Da. Dacă nu-l condamnam la moarte, l-ar fi linșit. Și atunci ce ne-am zis? Cel puțin să profităm de ocazie pentru încercarea scaunului electric. Da. De altfel, cred că individul nici nu e în toate mințile. E pe jumătate idiot. Da. Un adevărat deșeu al umanității. Ar trebui să-l compătimim ca pe un frate al nostru, domnilor. Sper că își regretă fapta. Bine. După cât înțeleg, ați cam forțat puțin lucrurile de dragul inaugurării mașinării. Nu. Pentru el, sfârșitul va fi o eliberare. Așteaptă grațierea de 3 luni. Și pe urmă e bolnav de reumatism. Ar trebui să ne mulțumească. În loc să sfârșească la capătul unei frânghii ordinare, va beneficia de progresul tehnic. Ați asistat vreodată la o electrocutare? Nu, niciodată. Dumneavoastră? De 3 ori. Nu-mi imaginez deloc cum o să fie. Eu, ca medic, îmi fac o idee, dar mărturisesc că, din punct de vedere profesional, m-ar interesa foarte mult să asist. Da. Dacă n-aveți o inimă zdravână, vă sfătuiesc să renunțați. Bine, dar eu, în calitate de judecător, sunt dator să fiu de față. Da, eu, doar ne prezentăm înaintea Domnului. Iar eu ca medic și, pe urmă, ca președinte al juraților. Spuneți, Mr. Morrison, e într-adevăr atât de impresionant? Desigur. Prima oară mi s-a făcut rău de la stomac. Cum adică? Ce simte? Condamnatul? Nu, spectatorul. Da, o să vedeți. Da. E adevărat, am avut puțin ghinion. La prima execuție la care am fost trimis de ziar, nefericit-o la foc. Cum asta? A ars ca un biftec. Probabil că mașinăria era prost reglată. A făcut o flacără enormă în care condamnatul ars ca o lumânare. Lumânare. Mărturisesc că nu era deloc plăcut de privit. Al doilea a fost la Cleveland, un colos de om, un colos. Îi țâșneau din păr flăcări. Flăcări? Verzi. Apoi s-a prăbușit în mijlocul nostru cu obrazul negru. Negru ca o statuie de lemn lovită de trăsnet. În sfârșit, cu al treilea, totul s-a petrecut absolut normal. A avut o zvâcnire scurtă ca de iepure și a rămas țeapăn. Țeapăn? Puteți să jur că doarme. În sfârșit, să sperăm că astăzi la noi totul va decurge normal. Unele exemplare umane sunt mai bune conducătoare de electricitate. Altele însă sunt mai rele. Da, e o chestiune de șansă. Iată-l și pe condamnat. Un moment, o fotografie, vă rog. Da. Thank you. Fii de cap să vă fie cu maghernița voastră nenorocită. Pe asta nu-i închisoare, boală curată. Să prelinge apa pe toți periții. Eu cu reumatismul meu numai de igrasie n-am nevoie. Doamne Dumnezeule, ce dureri. Ei, doctore, dăm ceva să nu mai sufăr în halul ăsta. Gregorio Batisti? Am dormit 25 de ani sub cerul liber și n-am avut nici pe dracu. A trebuit să stau 3 luni în hardughia voastră murdară ca să mă îmbolnăvesc de reumatism. Da, faceți dracului ceva, baftă de neputincioși. Gregorio Batisti. Ce vrei? Te numești Gregorio Batisti, emigrant, născut la Sorrento în 28 august 1912? Posibil, nu mi-aduc aminte. Va să zic că te numești Gregorio Batisti. Ce e cu asta? Gregorio Batisti, recursul tău de grațiere a fost respins. Și? Păi, hotărârea judecătorească ar cam trebui executată. Care hotărâre? Aceea care te condamnă la moarte. Durerile astea mănâncă zilele, Doamne Dumnezeu. Ce rău mie, fii rar al dracului. Fiule, nu mânia pe Dumnezeu în momentul în care trebuie să apari în fața lui. Ce spune popa? Spune că nu e momentul să înjuri. Cred și eu, nu sufără de reumatism. Suntem nevoiți, deci, să procedăm la execuție. Hai, nu mai trâncăniți și grăbiți-vă pentru Dumnezeu. Să încetez odată durerile astea groaznice. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Păi pentru dumneata a fost pregătit scaunul electric. Și cu jucăria asta vrei să mă faceți sângele? Da, fiule. E, atunci mișcați-vă dracului odată, dați-i drumul. Doamne! Imediat. Mai sunt câteva formalități. Ai ceva de declarat? Da, repet că n-am absolut nicio vină.
Grăsuna m-a forțat. Ah, durerile astea. Domnule judecător, să sfârșim mai repede. E o chestiune de umanitate. Dă-i un calmant, doctor. Ar trebui un tratament cu cortizon. Asta durează 3 luni. Gregorio Batisti, ai de formulat vreo ultimă dorință? Da, să se termine odată. Fiule, nu vrei să spui o rugăciune împreună cu mine? Fii liniștit, o să aranjez eu direct cu Dumnezeu. Ei, Bill, ce mai aștepți? Da. Nu mă așez pe scaun? Ba da, luați loc. Da. Poftim, luați loc. Da, mulțumesc. Să știți că se șade destul de comod. Mai pune-mi casca, Bill. Da. Da, ia-i, fii atent, dobitocule, îmi bași degetele în ochi. Scuză-mă, n-am experiență. Se vede, tremur ca o pifti. Gregorio Batisti, dacă mai ai ceva de spus în fața eternității, te somez să vorbești. Vă sfătuiesc să nu suferiți niciodată de reumatism. Goodbye. Ok, Bill, fă-ți datoria. Da. Maneta roșie din dreapta, dobitocule. Opriți! Ce? Ce? Cine ne întrerupe, domnilor? Cred că e vocea grăsanei de Mary. Cine e asta? Victima. Ar trebui să vedem ce vrea. Deschide odată, șerifule! Da, da, da. Oh, bine că am ajuns la timp. Locul dumitare nu este aici. Te invit să pleci. Un moment. Un moment, dumne judecător. Da, nu. Am noutăți. Aduc noutăți. Băiatul ăsta nu e vinovat. Cum e? La proces am mințit. Ce? Ce spalivernele astea? Adevărul este că eu l-am forțat. El nici n-a vrut. Privind-o pe doamna, lucru pare verosimil. Dacă-ți fleagă, spircuitule! Ce crezi, dacă sunt puțin grasă, nu mai sunt în stare să trezesc interesul unui bărbat? Numai eu cunosc câțiva care ar putea să certifice că e în stare. Domnilor, n-aveți pic de rușine. Domnule judecător, eliberați-l pe acest om! Îl iau la mine acasă. Mă voi ocupa de el cu devotament, domnule. Și de ce ți-a adus aminte de istoria asta tocmai acum? Scuzați-mă! Acum am aflat și eu. Ce-ai aflat? Că tipul e plin de bani. Da, a câștigat 70.000 de dolari la ultimul concurs de pronosticuri sportive. Pa, poftim! Ia să vedem. 70.000 de dolari? Da, 70.000. Dați-mi să văd. Lista câștigătorilor concursului de pronosticuri. Premiul întâi, Gregorio Batisti, fără profesiune. Actualmente detențiunea închisorii din Pickwick Town. 70.000. E adevărat? Păi vă dați seama. O avere. Din chestia asta este un articol senzațional. Poftim să te mai îndoiești de providență. Ce facem, domnule judecător? Ne facem datoria. Doar nu o să omorâți un om care valorează 70.000 de dolari, domnule. Nevinovat. Nu se știe. Nici dacă recunosc eu că am mințit. Vă rog. Există o hotărâre judecătorească. S-ar putea face mult bine cu asemenea sumă. Am putea deocamdată să amânăm execuția. Sau să se ordone un supliment de anchetă. O revizuire a procesului. Din moment ce a apărut un element nou. Da. Ce fac cu condamnatul dezlec? Dar vă rog, un moment! Nu pot opri o execuție pe baza unei simple declarații, domnilor. Declarație vizibil interesată. Dați-mi voie, domnule judecător. Îmi permit să reamintesc că inculpatul a susținut întotdeauna nevinovăția sa. Declarația actuală a victimii nu face decât să confirme depozițiile precedente. Jur că spun adevărul. Fiți atent, domnule judecător, le confirmă chiar victima. Da, să întrebăm condamnatul, să vedem dacă va confirma și el mărturia victimei. Oricum trebuie să-i comunicăm vestea. Acum fiind bogat, poate că ar dori să dea unele dispoziții testamentare. Ce fac, îl dezleg? Desleagă-l. Dar ce s-a mai întâmplat? Păi te-a și pe Mary. Tu ce cauți aici, potă? Am venit să te salvez, imbecilule. Asta e bună, iar mă apuc. Ascultă, Gregorio Batisti, în ceea ce te privește, au survenit unele noutăți. Da, mă doare în codele, hai să terminăm odată. Ai câștigat 70.000 de dolari la concursul de pronosticuri. Mare fericire pe dracu, dar nu să-mi treacă durerea cu banii ăștia. Ce rău mie. Gregorio Batisti, trebuie să te informez că victima își retrage plângerea. E gata să te recunoască nevinovat și acceptă să conviețuiască de acum încolo alături de dumneata. O să te îngrijesc ca pe un sfânt, sufletelule. Voi binecuvânta eu însumi unirea voastră. Hai, lăsați galeria, ce se întâmpi să-mi duc viața cu durerile mele de reumatici și cu vrăjitoarea asta pocită?
prefer scaunul electric. Zi așa, vrăjitoare pocită firai al dracului. În claia cu fân aveai altă părere. Nu mai pot să... Credeți-mă, nu mai pot să rat. Gregorio Batisti, recunoști că ești vinovat? Recunosc, de câte ori să vă spun. Prin urmare, femeia asta minte? E rușinat. Gândește-te bine. Mă mai țineți mult? Înnebunesc de durere. Atunci Gregorio Batisti înregistrează oficial față de martor că, după părerea dumitale, Mary Mori minte. Minte! Domnilor, în aceste condiții nu mai are sens nicio amânare. Vom proceda la execuție. Și banii? Poate că vrea să facă un testament. Dorești să lași cuiva averea dumitale? O operă de binefacere ți-ar deschide porțile raiului, fiule. Mai ales dacă ai vrea să lași banii spitalului. O să-mi dai și mie ceva. Nu-i așa, iubitule? Domnilor, domnilor, un pic de pudoare, vă rog. Da, și o să mă lăsați în pace? O să se termine repede. Îți promit. Pe cuvântul meu de onoare. Ce mă macină pe dinăuntru. Ei, spițerule. Da, prietene. Se poate vindeca reumatismul ăsta? Din nefericire încă nu. Se fac cercetări, dar un remediu definitiv nu există. Ia toate paralele de la pronosticul și de la individul care o descoperi leacă. Vrei să spui că lași averea pentru cercetări științifice? Spune cum vrei și hai să terminăm odată. M-am plictisit. Magnific. Formidabil. Un gest frumos. Domnilor, vom fonda premiul Grigoreu Batisti. Îți promit, numele dumitale va figura printre binefăcătorii umanității. Colosal, colosal ce articol. Un condamnat la moarte lasă averea științei. Alege să telefonezi azi. Și eu? Eu ce iau? Tu ieși afară. Te-am suportat destul. Hai, ieși. Domnule, ieși afară. Grigoreu Batisti, gestul dumitale a fost admirabil. În numele națiunii te felicit și îți mulțumesc. Și acum, domnilor, putem termina. Ce fac? Îl leg la loc? N-avem ce face, regret. Ești gata, prietene Grigoreu Batisti? Ce-ți auzi dacă sunt gata? Păi vă aștept o jumătate de oră. Ta-ta-ta-ta-ți drum. Fii calm, prietene, nu va dura mult. Așa. Fii atent, Bill. Trage maneta roșie din dreapta. Ce se întâmplă acolo? Nu funcționează, domnule judecător. Priviți, curentul totuși trece. Ești sigur? Becul de control este aprins. Nu mai înțeleg nimic. Probabil că acest om este refractar la electricitate. E posibil, oare? Teoretic nu, dar asta nu înseamnă nimic. Bill, ești sigur că toate legăturile sunt corecte? Cred că sunt. Și am spus eu șerifului, n-am încredere în mașinăria asta. O frânghie bună și totul s-ar fi terminat de mult. Ce hotărâți, domnule judecător? Telefonați după electrician. E plecat din oraș. Vine abia mâine. Poate că e vorba numai de un contact greșit. Să verificăm firele. Da, vă rog, lăsați-mă pe mine, mă pricep puțin. Bine, spate-i casca. Ei, dracu, să vă ia, ce s-a mai întâmplat? Fiule. S-a stricat ceva la instalația electrică. N-ai simțit nimic? Nu! Ascultă, judecătorul, eu sunt un băiat de treabă, înghid multe, dar văd că voi ați început să vă faceți de cap. Aveți de gând să vă hotărâți odată? Da sau nu? Sunt dezolat, sărman prieten, dar nenorocit asta de mașinărie, ne face figura. Un scaun care a costat 2700 de dolari. Cred că o să-l trimitem înapoi firmei Smith & Smith. Negustor, ambulanță, o să vadă ei rata următoare. Da, din fericire ziaristul a plecat. Am fi fost ridicol. Stați, asta era. Ce? Am găsit. S-a rupt un fir. Bine, întrerupt pe curentul. Da, l-am întrerupt. În câteva secunde e gata. Hai, mai repede, dă-i bătaie. Fii liniștit, se face imediat. Domnule judecător. Dă-i drumul, Bill. Sper că de data asta să meargă, dacă nu, îmi sare țandăra, vă previn. Scuze-mă, bătrâne, n-a fost din vina mea. N-am experiență. Hai, treci, te rog, sub cască. Așa. Hello, Bill. Priviți, acum merge. Da. Dar e groasnic. N-are aerul că ar muri. Da. Cât timp e necesar de obicei, doctorii? În prospect sunt prevăzute 30 de secunde. 30? Ne-au trecut 2 minute. Ori scaunul electric nu lucrează normal, ori individul ăsta e un fenomen al naturii. Oricum nu putem continua, e oribil. Ce spui, doctorii? Au trecut 2 minute și jumătate. Nu avem dreptul să aplicăm unui om acest supliciu. Ca reprezentant al lui Dumnezeu mă opun, domnule judecător. Această pedeapsă depășește pe cea prevăzută de lege și trebuie să ne oprim. Bill, întrerupe curentul. Execuția se amână. Desfăl. Ce? Mă gândi la... Să nu mai faceți bani cu idiote. Ce ai simțit? Mă gândi la... Nu cumva a spus în prinsă jucăria. Cu toată forța. La maxim. E bine, dragii mei copii, nu prea e pusă la punct mașinăria voastră. Ia stați. Ce? Cum e posibil? Ce s-a întâmplat? Nu te simți bine? Din contră.
Nu mai simt nicio durere. Cum? Priviți cum v-aș aia, priviți, sunt vindecat. E un miracol. Să mulțumim Domnului. Nu înțeleg nimic, sunt stupefiat. Un moment, vă rog un moment. Da, asta era, am legat firul greșit. I-am făcut legătura cu pământul. În loc de 20.000 de volți, au trecut prin circuit numai 50. Atunci se explică, a primit o sarcină electrică copilărească. Cum nu e vorba de nicio minune? Nu, simplă pierdere de voltaj. Nu știu de unde mi se trage, dar sunt fericit că am scăpat de dureri. Hai o țigare, Bill. Da, poftim. Mulțumesc. Bună e. E, ce facem acum? Păi să mai încercăm o dată. Aha, vreau voi, acum sunt vindecat, se schimbă situația. Dar ești condamnat la moarte. Pe scaunul electric? Da. Și am fost executat, da sau nu? Indiscutabil. E clar, nu se poate nega. Dar ești viu. Da, dar nu din vina mea, eu am fost cu minte, m-ați condamnat, mi-am ispășit pedeapsa. Nu mai datorez nimănui nimic, sunt în regulă. Zău că mare dreptate, domnule judecător. N-ar fi cuvincios să-l mai așezăm o dată pe acest aparat îngrozitor. Din care nimic nu sugerează că va funcționa mai bine data viitoare. Bine, și ce să fac cu individul ăsta? Nu pot să-l pun în libertate, nu? De ce nu? De vreme ce sunt mort, morții sunt liberi. Eu am susținut întotdeauna. Frânghia e sfântă. O mașinăriile astea... Domnule judecător... Telefonează la Washington. Cere ordinul guvernatorului. Totuși, Gregoriu Batisti, nu vrei să mai încercăm o dată? Refuz, cer un avocat! Bine că nu l-ați curățat. Aveți noroc. De ce? Pedeapsa cu moartea a fost abolită în statul. Ce? Cum numești? Cine a ordonat? Guvernator, o idee mai veche a lui. Când a auzit grație mie despre admirabilul gest al lui Gregoriu Batisti, s-a hotărât imediat. Iar de mea ta... Gregorio Batisti, ești grațiat fără condiții. Felicitările mele, fiule. Grațiat, vindecat, bogat, celebru, strașnică zi. Pentru dumneata, dar pentru noi, când mă gândesc că ți-a cheltuit pentru porcăria asta de scaun electric. Care abia trebuie achitat. La Smith & Smith plus instalația. Da. Eu o să-mi pierd slujba. Stați cu băicărelele. Smițerule, am o idee. În loc să lăsăm gologanii pe mâinile unor indivizi necunoscuți, ne asociem. Transformăm pușcăria în clinică și tratăm reumatismul cu electricitate. O parte din beneficii va reveni ziarului pentru publicitate. O parte guvernatorului. Pentru ce? Pentru că e guvernator. Tu, Bill, hai să te ocupi cu baza. Dar eu? Doamne, dumneata, judecătorule, te angajezi consilier juridic. Și eu, eu, fiule. Tu te vei ocupa cu mormântarea clienților care vor avea ghinion. E bine. Formidabil. E un nas. Un geniu. Soluția asta împacă și morala și binefacerea. Trăiască Gregoriu Batisti. Ura! Vă rog, o fotografie, nu mișcați. Stai, ziaristule, unde pleci? Mă grăbesc. Trimis ziarului meu fotografia Consiliului de Administrație al Clinicii din Pickwick Town. Ura! Ura! Ați ascultat Scaunul Electric, adaptare radiofonică de Aurel Storin, după piesa Condamnatul din Pickwick Town de Andrei Paul Antoine. Distribuția a fost următoarea. Condamnatul, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Judecătorul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Pastorul, Gheorghe Trestian. Medicul, H. Nicolaide, artist emerit. Ziaristul, Marin Moraru. Șeriful, Nucu Păunescu. Călăul, Sandu Sticlaru. Victima, Tamara Buciuceanu Botez. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.